Hei, salut, lemnar aici, bine ați venit la un nou episod de Minecraft. Opa, încă n-am schimbat asta, după cum vedeți, mi-e un damage. Haideți să vă arăt ce am mai făcut eu între episoade. Ei bine, se auzea ceva ciudat. Am săpat aici puțin mai mult și ia să vedem noi unde scările alea, uite aici. Să vă arăt ce am făcut, uitați, deja mi-a venit efectul ăla de beacon, haste 2. Și vreau să vă arăt ce am făcut eu jos acolo unde era ferma de slime. Astăzi o să terminăm în episodul ăsta. Sper să reușesc să o fac, că m-am uitat acum câteva zile cum se face, așa cum nu mai știu. Mamă, câți zombie. Trecați mai de aici. Mamă, e plin. N-am pus destule, n-aveam torțe la mine destule să pun. Ia uite ce venea asta prin spate. Bun, și aici avem bacon-ul. Am rămas absolut fără iron, fără gold, fără nimic. Nu mai avem nimic, uite și un liliac, asta nu s-o să-l vânesc, că l-o mor greu. Mă rog, mai e și acolo cu... trebuie să mă ocup de mulți mobi când o să vin aici, dar ideea e că astea 3 chunk-uri, 1, 2, 3, sunt... au șanse să se spawneze slime-uri aici. Deci va trebui să fac capcana undeva acolo. Asta înseamnă că o să avem nevoie de un iron golem ca să îi atragă și poate niște magma cubes de alea sau... Am mai văzut că mai folosea cineva foc. Dar nu știu cum se face un foc. Să zic că mă interesează imediat. E foarte dimineață pentru mine, de asta în fața asta. Dar pentru voi joc. Am 81 de nivele. Hai să vedem. Parcă pe aici puteam să urcăm. Hop. Ah. Au. Înainte să mergem mai departe, nu uita să apăsați butonul ăla de like. Să facem cât mai multe like-uri. Pentru ce? Nu știu pentru ce. Ce mai pus eu aici? Am mai adus de-astea pentru că am mai stat AFK. Uiteați câte de-astea avem full aici. Astea le putem folosi pentru experiență, dar momentan avem o grămadă. Ia hai să facem noi Protection 4, Protection 4. Avem și Elytra, aia pe care trebuie să enchantăm. Haideți voi înainte de toate, haideți să ne plimbăm puțin cu Elytra. Dar știți ce n-am făcut eu? Nu m-am interesat cum se fac artificiile. Știu că ai nevoie de gunpowder, de hârtie și parcă mai era un ingredient, cred. Ia să vedem, ne dăm noi seama. Poate ne zice pe aici, pe undeva. Tot, să ce s-a stea? Stick. Mi-era de cum să-l fac. Fire charger. Nu cred că am nevoie de așa ceva. Nici de asta. Deci chiar nu știu pentru ce am nevoie pentru o artifică de asta. Mă rog, cred că până la urmă, episodul următor, o să mergem să ne plimbăm noi frumos cu Elytra, o să mergem să explorăm lumea asta. Mai știți că am găsit baimul ăla de gheață și de junglă, neapărat mergem acolo. Ce mai avem aici? Am pus eu chestiile de end. Chocoboxurile sunt pe aici. Am umplut deja unele cu piatra aici, pentru că era full. Dar unde mi-e Elytra? Cred că am lăsat în chestul ăsta. Da, uitați aici. Care mai conține un ender chest, mă rog. Ce mai am aici? Niște armură destul de proastă. Mă rog, poate să scoatem enchant-urile pe ele și le putem folosi. Ce aveam eu nevoie acum, că nici nu mai știu, de un iron golem. Deci pentru asta am nevoie de iron. Voi avea eu suficient iron, 48. Cred că este suficient, nu? 5 blocuri. 1, 2, 3, 4, 5. Exact 5 ne trebuie. Și acum ne-ar trebui niște pumpkin, care bineînțeles că nu avem pumpkin, așa că o să mergem să explorăm. Și observați ce am făcut la bază, am pus zidurile astea. Așa o să arate până jos, până la fund. O să fac eu asta off camera mai mult, că e mult de minat de stat de așa degeaba. Și da, cam așa o să arate, numai că apa la un moment dat o să curgă pe aici, în interior. O să fie mișto, sper să iasă mișto. Aici l-am mai lucrat așa mult, vreau să mergem să luăm niște dovleci și căluțul nostru a murit. Va trebui să ne luăm alt căluț, aici am aruncat de chestiile care nu avem nevoie. Și rest cam asta e tot ce vedeți modificat. Lama, am aflat că se poate pune un covor pe ea și că poți să stai pe ea, dar nu poți să te miști cu ea, nu știu. Hai să mergem noi să ne luăm un dovleac pentru... Iron golemul nostru ca să-i facem ferma aia. Și mai am eu nevoie de ceva, dar nu știu cum se face un foc din acela de tabără, cum ar veni. Știu că se poate face, dar nu mai știu cum. Ia uite, aici încă sunt găini de când mi-au scăpat.
E plin. Plin, plin. Mori, măi. Am stat într-o zi și am omorât sute de găini de aici. Erau foarte multe. Hai să vedem. Unde erau WC-ii noștri, vede cineva. Eu acum am schimbat calculatorul, deja că se vede mai ciudat. Ăsta e motivul. Dar în afară de dungilera n-ar trebui să se vadă nimic diferit. Hai să vedem. Nu erau pe aici? Nu cred că erau pe aici. M-am dus prea departe. Haide, mă. Îmi pare rău că nu m-am pregătit pentru episodul ăsta când o plec, dar așa tot m-am trezit, m-am pus, iar chiar eram curios dacă merge. Am făcut setup în dimineața asta la calculator și uite că merge. Ceea ce e bine. Sunt surprins. Hai că până am ajuns la dovlece ăștia se face și seară, de-aia am găsit în cele de nici mai știu în ce direcție e casa. Iau mai mulți ca să am, să fie. Ia să văd. Mi-ajung. Da, ăștia mi-ajung. Oricum am nevoie doar de unul. De-aia nu am mai mulți să fie. Ce mai am nevoie? Mai am nevoie să ajung acasă. Uite, pică nu acolo. Chiar că acum mă pot ghida după el, ce mișto. Haide, că suntem aici, ca să mâncăm o cărniță pe drum. Și facem iron golem imediat. Ce mai am eu nevoie? Mai am nevoie de... apă, căleți cu apă. Care sunt cele pe aici. Una, două, ar trebui să mai ajungă două. Una, două, perfect. Deci am construit așa. Focul ăla. Haideți că mă uit eu cum se face focul și te vin imediat. Bun, deci avem nevoie așa de lemneta astea, bețe, care știu că sunt pe aici, și coal. Să nu spui că merge doar cu charcoal, ca fi nasol. Am văzut că pui trei așa, una așa și una, două, trei. Hai că merge. Ce mai am nevoie? Mai am nevoie... Eu am nevoie de vreo 4, de vreo 9 am nevoie, de fapt. Deci hai să mai facem bețe. Luăm de aici jumătate din ăsta. Facem bețe rapid. Și hai să facem noi frumos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Așa, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Am făcut 10, că avem una înainte. Mă rog, contează. De-astea, hopăre. Deci pentru hopăre avem nevoie și de mai mult iron. Mă rog, momentan facem fără. Sper că am luat tot ce-mi trebuie. Am feather falling, de asta am permis să cad așa tare. Știți ce mai vreau eu? De asta că s-ar putea tot să am la mine. Niște torțe, măi. Așa. Că mereu ajung acolo și nu am torțe. Mi se pare că slime-ul se poate spawna și cu torțe, nu? Și cu lumină, din câte știu eu. Hai să mergem să punem pe acolo lumină și să ne aranjăm ferma. Și suntem aici, trebuie să avem mare, mare grijă să nu sară ăștia pe noi. Fârcolaci și ce se mai află pe aici. Hai să punem noi frumos toate astea. Mai sunt mă pe acolo? Nu mai sunt mă, dar unde ar fi dispărut? S-a despawnat așa dată. În fine, eu pun aici umplu de torțe. Pam, 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 mai punem aici. Bun, deci care e ideea? Ei se spawnez acolo, acolo și acolo. Deci ar trebui să fac cursa, ia asta să văd eu. F3F. F3G. A, așa. A, uite, ăsta e un chunk, ăsta e un chunk și ăla e un chunk. Deci concluzia că pe aici, ăsta care nu-i chunk, ar trebui să sap eu atât. Două înălțime, trei distanță. Cred. Nu bag mâna în foc de ea, așa cred. Dacă nu merge ferma asta așa cum o fac eu, am uitat să-mi iau lopată, o să mă uit pe net și o să fac eu camera, dar cum o să facem o fermă de slime neapărat, pentru că avem nevoie de pistoane, mere. Hai să mergem mai departe, dar nu știu ce să fac cu baconul ăsta, trebuie să-l dau puțin din drum, dar mi-e așa silă să-l dau, adică stai o grămadă să-l pui. Hai momentan să mergem așa pe zobiel, vedem cum e. Și s-ar putea să avem nevoie de mai mulți iron golem, dar momentan îl folosim pe ăsta pe care îl avem și cu timpul mai facem noi. Hai să o luăm pe aici, e frumos. Bun, și aici s-ar cam termina. Deci trebuie și încoa. Deci tot ce am făcut aici trebuie dat jos. Ah, și mai mult graper. Exact ce îmi place. Mamă, dar cât mai e, mă? Ce mă optică nu mi-am adus lopata? Deci cât am zis, uite, 3 distanță. Hai. Hai, caz tot, dacă tot caz.
Bun, și acum trebuie și 3 în jos. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2. De fapt, doar 2 în jos. Înțelegeți cât de cât ce încerc să fac? Cred că înțelegeți. Hai să fac eu rost aici de niște de asta. Să fac găurile care nu ar trebui să fie. Stai. Și cu asta. Pam. Și-am dat de tunelul ăsta la alt. Ce fie apă aici. Ia, se auziți un slime? Deja s-a spawnat. Acum aici încolo trebuie să sap mai mult. Și așa. Dar e cam nasol și voi trebuie să dispăreți. Hai că o să iau creepul ăsta. Hai să vă explic cum merge ferma. Deci eu o să pun aici. Acum mă deranjează ăștia. Plecați aici. Sunt și gălăgioși. Eu o să pun apă aici. Am putea să iau niște semne. Că era mult mai ușor. Și niște apă pe partea cealaltă și toți mobii. Băi, lăsați-mă mai. O să cadă, uite, aici. Hai că oricum trebuie să săpăm. Uite aici, o să cadă ei frumos. Pam. Unde noi o să avem focul? Am uitat să iau ceva. Da, ia, poate avem destul lemn să facem. Facem un crafting table rapid. Așa. Hai să facem partea asta și avem nevoie de niște gard. Mai știe cineva cum se face gardul? Nu, nici eu nu mai știu cum se face. Hai să încercăm să punem așa. Ei, am făcut porți. Mamă, ce fraier sunt. Așa se făcea? Așa se făcea. Mi-a ajunge 12, ar trebui să mi-ajungă. Ok, hai să luăm pică, nu, ăsta nu se mai poate așa. Nu mai avem ce să facem cu el, adică ne ajută aici jos, dar avem nevoie de spațiul ăsta ca să vă pot arăta ce facem. Cred că am stat de 3-4 ori să mă dubigănos, deci chiar trebuie să fie foarte aproape de locul unde minezi, că altfel nu ajunge, nu are un range foarte, foarte mare. Oba, ce e acolo un liliac? Hai, vine. Hai să-l luăm, vină cu mine. Acum pe aici intră lumină, dar o să facem noi așa, să punem o torță acolo. Ca să nu se spawneze monștri. Pam. Și acum uitați cât am deminat, deci toată asta trebuie să minez. Mi s-a promis să avem creeper în spate noi. Am avut noroc. Sper să iasă ferma asta bine. Dacă nu iese, mă uit eu pe net ca o bună și o facem. E ciudat că am 3 ceancuri, știți? Dacă nu merge așa, eu va trebui să sap chiar în ceancurile astea respective, să pun iron golemul mai aproape. S-ar putea să nu-l detecteze dacă unul se spawnează în colțul opus, că e prea departe. Și de aceea trebuie să am grijă să-l fac bine. Dar după ce l-am pică în ăsta, o să înțelegeți tot cum se face. Hai să mai punem totuși o torță pe aici, că mi-e frică că se spawnează ceva și ne omoară. Așa, nu foarte multe, ca să aibă și slime-ul loc să se spawneze. Știu că trebuie să mă duc la o distanță de nu știu câte blocuri ca să înceapă spawnul ăsta să funcționeze. Se pare că la 30 de blocuri, ia. Deja stau oia mici acolo. Și pot să fac mai adâncă chestia aia, dar nu cred că e nevoie așa tare. Hai să luăm noi asta, trebuie să prindem și focul acolo. Imediat eu mor și pun focul. Dar aveam nevoie de semne și nu mai avem destul de lemn ca să facem niște semne. Aș putea să fac niște butoane, cred. Chiar că dacă pun butoanele, butoanele sunt distruse de apă? Ia să încercăm noi acum să le facem. Ideea e că am nevoie de tot iron-ul ăsta. Nu pot să las nici măcar o bucățică să se disipească. Hai, greșit, nu? Așa, ia să vedem. Dacă facem noi 1, 2, 3, 4 butoane și punem aici 1, 2, ah, le ia apa. Ce putem noi să punem să nu ia apa, să fie micuț? Nimica, cred că nici avem în inventorii. Bun, deci ăștia acolo, ăștia acolo. Uite, aici ar trebui să stea într-un fel sau altul iron golem. Deci, hai să punem astea aici. Pam. Și în mijloc să facem așa. 1, 2, 3, 4. Și cu ăsta, 5. Nu așa se făcea? Mai trebuia una în jos? Ia să încercăm.
Poate trebuie un dăsta cu o torță în interior. Ia să vedem. Mai avem, mai avem. Așa se făcea? Cum se face ăla? Stați că trebuie să mă uit pe net și revin. Bun, deci vreau să vă spun că era bine cum am făcut cu o chestie asta acolo, dar nu găsesc cum să fac dovlea cu ăsta. Cred că totuși ne trebuie un topor, asta înseamnă că trebuie să mergem sus. Deci dacă mergem sus să luăm și lopată și topor, dar cel mai bine, haideți că fac eu ferma asta off-camera, vă prezint data viitoare cum am făcut-o. Ce mai avem pe aici? Iron? Mamă, să nu-l pierdem. Mai e ceva? Pe jos? Da. Mă rog, ideea e, o să fie următoare. Jos acolo o să avem hopperele de desubt și deasupra o să avem focul ăsta care pur și simplu să stea aici și să-i omoare. Vedeți? Ei și-au damage exact cum îmi iau și damage. Apa o să-i împing aici, ei o să vină în șanțele astea cu apă pentru că sunt atrași de are island golemul ăsta, o să vină să-l omoare. Și, într-un fel, ei singuri se omoară. Hai să mergem noi sus, că am, în schimb, am citit ceva pentru voi. N-am găsit cum să fac un pumpkin, dar am găsit altceva. Stați așa că e o scară lungă asta, mai avem mult de mers. Dar mai aștept episodul următor să mergem să explorăm puțin jungla și baiemul ăla de gheață. Chiar sunt curios ce se găsește pe acolo, dacă sunt gen piramide de astea sau habar n-am. Hai să mergem noi sus, pe unde, pe aici, pe aici, țac, țac. Frumos. Hai să las tot ce am în chestul de junk. Aici e chestul de junk. Și să-mi iau eu, am nevoie de următoare. În primul rând, hai să ne pregătim pentru episodul următor. Deci, ne luăm toporul nostru cu un breaking, ne luăm lopata, nu prea avem nevoie. Hai să ne luăm arcul, dacă îl găsim. Știe cineva unde e arcul meu? Modernele că nu știe nimeni. Haideți să vă arăt, am învățat să fac rachete. Foarte simplu. Pa, pa! Mamă, trei stack-uri. Ar trebui să-mi ajungă puțin, nu? Avem nevoie de mai mult gunpowder, să lasă și seara, imediat ne culcăm. Dar nu-mi găsesc arcul. Pe aici ar trebui să fie. Arcule? Deci avem un arc așa bun. Cred că nu le-am dus în... în astea de jos. Ia să vedem. Asta e. Era să-l dau la... la Zister Scott. Ia haideți să reparăm noi. Avem nevoie de... un alt arc. Hai să zicem pe care. Hai să-l folosim pe ăsta, ia. De fapt, n-ar fi bine să-l folosim pe ăsta. Haideți să reparăm noi. Momentan ne ajunge așa cum e. Hai să dormim puțin. Că se face întuneric aici. Sau s-a făcut zi deja. S-a făcut zi. Cred că tocmai ce a trecut peste noapte. Bun. Păi încheie episodul aici ca să mergem în următorul să explorăm. Eu sunt Lemnarul. Voi sunteți cei mai tari. Mulțumesc că mă urmăriți. O să fac eu și ferma aia de slime. Haideți să strângem la episodul ăsta 800 de like-uri. Și v-am pupat.